Bună tuturor! În episodul de astăzi ne vom ocupa de această casă modernă pe care am cumpărat-o deja. Are 2 etaje și o piscină la ultimul etaj. O vom decora pentru că familia ciudată din Brookhaven vreau să se mute aici. Avem 125 de piese de mobilier și casa este imensă. Haideți să începem! Scrieți în comentarii dacă vreți să facem în continuare episoade în Toca Life World și dacă vreți să facem povești aici. Dacă vreți să continuăm cu poveștile aici, vă scrieți în comentarii ce povești ați vrea să facem aici și nu uitați că am început cu prima poveste împreună cu Danny. Și haideți să vedem. Mergem la primul etaj. Asta este intrarea. Și aici avem o cameră. Avem liftul. Aici cred că este un dormitor sau sufrageria. Avem o baie și aici un alt dormitor. Și hai să mergem la etajul 2. Și la etajul 2 avem piscina, este locul meu preferat, unde vreau să-mi petrec cel mai mult timp și avem și un grătar. Bine, locul ăsta este nemobilat, e un pic steril, nu-mi place deloc, așa că hai să-l facem pe gustul nostru. E o casă foarte mare, foarte scumpă, așa că hai să vedem cum o facem, sper să vă placă. Pentru că și voi veți sta aici cu mine în timpul episoadelor, așa că trebuie să vă placă și vouă. Vom începe întâi cu zona pentru piscină. Zona asta are nevoie de multă verdeață. Mie îmi place ca totul să fie cât mai relaxant și să avem cât mai multă verdeață în jurul nostru. Cât mai multe plante, să ne simțim ca în natură. Așa că o să vedeți, această casă va fi plină de plantuțe. Îmi plac foarte multe plante de aici, nu știu la care să mă hotărăsc, pentru că dacă ar fi după mine le-aș pune pe toate. Nu știu dacă să las palmierul, dar cred că palmierul nu se potrivește, așa că voi lăsa această plantă. Și până la urmă o voi pune aici în colț. Și grătarul mi se pare că încurcă puțin aici, așa că o să-l punem în spate. Și eu cred că avem nevoie de becuri, pentru că poate vrei să vii la piscină seara, cine știe. Ai chef să noți după o zi grea la lucru sau la școală și tu vii la piscină și n-ai becuri, așa că hai să le punem la oamenii ăștia care vor locui aici și niște becuri. Wow, asta mi se pare super drăguță, dar nu știu unde să o punem. Cred că arată foarte bine așa. Seamănă cu o instalație de Crăciun, dar noaptea cred că ar arăta superb. Bineînțeles că ar arăta și super bine niște plante care să pice așa din cer, să fie agățate aici. Fiind la piscină, eu zic că ar merge foarte bine un șezlong sau o zonă de relaxare, așa că o să pun... șezlongul ăsta e prea simplu, o să-l pun pe ăsta colorat, roz, acest balansoar, care mai degrabă s-ar potrivi aici. La fel și șezlongul, pentru că acolo vreau să fac o masă, deoarece avem grătarul. Și pentru că avem aici grătarul, trebuie să fie și o masă în cazul în care vrei să mănânci, în cazul în care vrei să mănânci afară. Bun, și acum hai să vedem ce mai putem pune aici. Hai să punem și un covor, ca să nu fie totul atât de simplu. Zic că ăsta ar merge foarte bine pentru piscină. Și acum ar trebui să alegem și o masă. Haideți să vedem ce masă s-ar potrivi în exterior. După că astea sunt... uite asta. Zic că merge foarte bine aici. Trebuie să mai găsim niște scaune. Așa arată momentan. Zic că arată super cute. Hai să vedem dacă merg aceste scaune. Câte scaune să punem? Punem și noi 4 scaune. Bun, avem 4 scaunele, avem șezlong, avem balansoar, avem plantuțe, avem iluminare. Hai să vedem cum se vede pe timpul nopții, în cazul în care vrei să vii la piscină. Hai să prindem becurile, se vede super drăguț. Bineînțeles că nu lăsăm așa, pentru că pare că nu locuiește nimeni aici, așa că haide să punem ceva de mâncare pe masă, să punem ceva pe grătar și să punem ceva în piscină, nu? Și ceva alimente. Oare unde găsim alimentele? Am găsit între timp și alimentele, așa că haideți să vedem. Punem un tort. Bun, am pus tortul. Hai să vedem. Poate luăm un bol și punem niște fructe. Să fie niște fructe pe masă. Hai să punem și un ceai. De ce nu? Poate vine cineva în vizită și vrea să bea ceai. Ce mai găsim pe aici? Niște fructe, legume, morcovi, praz, castravete. Uite, avem, de ce nu o varză? Astea le punem pe grătar. Planta asta nu stă atât de bine aici.
Mi-ar plăcea să mai punem acolo, în spate, ceva în care să mai punem niște plante. Știi, sunt obsedată cu plantele, probabil veți zice. Însă îmi plac foarte mult. Vom pune în spatele grătarului niște rafturi în care vom mai pune niște plantuțe. Facem raiul plantuțelor aici. Și o să luăm acest raft. Plantuța asta curgătoare îmi place foarte mult, așa că o să o punem aici. Nu merge să o pun pe raft. De ce nu stă pe raft? Stă pe perete, în schimb. Bine, atunci punem o vază. Hai să vedem dacă merge să punem vaza asta. Super! Mă gândeam să schimbăm și pe jos, să punem ceva în stilul ăsta, să pară că este piatră. Și poate nu strică dacă mai punem un scăunel aici, cu o măsuță în față. Și hai să vedem ce punem pe măsuță. Punem o sticlă. Punem o sticlă de suc aici. Bun, și cam așa arată zona de piscină. Acum mergem în hol. Haideți să vedem ce punem în hol. O să punem această plantă, care eu zic arată bine aici. Hai să punem o plantă chiar și în lift. Asta e cam mare. Trebuie ceva mai micuț. Alegem o plantă micuță care să stea și în lift. Dar nu intră în lift plantuța. Nu vrea să stea în lift. Cred că ar arăta mult mai bine chestia asta aici și hai să punem plante pe ea. Și ce părere aveți? Hai să punem și o lumină. Nu se potrivește lumina asta. Poate ar trebui să punem să pice tot de sus și cred că lumina asta s-ar vedea super, super cute. Momentan așa arată zona de piscină și holul. Bineînțeles că nu îmi place covorul care există în hol, așa că de asta ne vom ocupa. Îl vom schimba acum. Cred că un parchet ca ăsta merge mult mai bine, e mult mai relaxant, te simți mai confortabil. Și haideți să vedem ce punem pe perete. Un perete simplu, cred că ăsta. S-a de impresia că e cărămidă, arată super, super bine. Bineînțeles că nici bucătăria nu rămâne așa, bucătăria va fi din nou făcută. Vom alege același perete pe care l-am ales și în hol și pe jos. Vom pune, cred că vom pune tot așa. Acum haide să ne mobilăm bucătăria. Văd că e deja pusă ghiuveta pe care o poți muta, avem frigiderul. Da, să rămânem cu frigiderul pe care l-au pus ei. Nu știu ce să zic. Hai să vedem, poate avem alte alternative. Ghiuveta? Da, avem mobilier mai drăguț aici. Așa că la revedere frigider, la revedere ghiuvetă, pentru că noi o să ne facem de cap aici și ne punem ce ne place nouă. Îmi place foarte mult albastru ăsta, turcoazul ăsta, super cute. Dar trebuie să încadrăm să fie plita aici deasupra hotei. Și hai să vedem dacă vom găsi și un frigider care să se asorteze cu aceste culori. Cred că ăsta e singurul, dar nu prea îmi place, așa că îl voi alege tot pe ăsta. Nu se prea potrivește ăsta, așa că îl vom pune pe ăsta albastru. Hai să facem câteva modificări. Bine așa. Și acum o să punem această insuliță. O să punem scaunele. Câte scaunele oare în cap aici? 3 scaunele, zic că e bine. Și cam asta este bucătăria. Bineînțeles, hai să facem să pară că locuiește cineva aici, pentru că momentan e așa simplă. Să punem ceva pe masă. O să punem un ceai pe masă. O să punem un cuptor cu microunde pe undeva pe aici. Văd că nu merge acolo în spate, așa că un bol. Și acum că am făcut rost de bol, hai să punem fructele. Punem o lămâie. Ce fructe vă mai plac? Scrieți acolo în comentarii. Mai avem aici o piersică pe care o putem pune în acel bol. O lămâie și în rest văd că avem legume. Avem roșie, avem morcov. A, uite, aici avem o căpșună. Cred că e căpșuna asta, nu? Să scrieți și voi în comentarii ce credeți că e. O să punem o oală pe aragaz. Și hai să punem și un mic covoraș care să se încadreze în peisaj. Cred că ăsta e super cute. Îl punem aici și gata și bucătăria. O să trecem de această cameră și vom face baia. Haideți să vedem cum facem această baie. Ce model să punem pe perete? Care vă place cel mai mult? Wow, ăsta este puțin, cam prea de tot. Prea turbat pentru ochii mei. Galben? O facem cu galben? Sau cu alb simplu? Ceva mai deschis, să lumineze oricum, să fie mai multă lumină în baie. Uite, și ăsta îmi place și e super cute, dar îmi place mai mult în când îl văd aici în dreapta, dar nu când îl pun pe perete. Așa că o să facem o baie albă, așa mai crem,
Și pe jos, hai să vedem ce să punem pe jos. Cred că asta e suficient. Bun, mergem la baie și ne alegem acum. Cada asta e superbă, vreau să am cada asta. Și haideți să vedem mai departe. Toaleta. Cred că o să-mi iau o toaletă simplă. Și hai să vedem ce ne putem lua. Asta îmi place foarte mult, biuveta asta. Are și dulăpior. O să punem aici lângă toaletă. Acum trebuie să ne alegem o oglindă. Oglinda asta ovală, e pe gustul meu. Hai să punem și o plantă. Să vedem care s-ar potrivi aici. Asta e un pic mare, poate găsim una mai mică. Un cactus. Punem un cactus în baie. Cred că arată super cute acest cactus. Hai să punem și o lumină ambientală, să vedem cum ar arăta. Să pice așa deasupra păzii. Voi pune lumina puțin mai în dreapta pentru că vreau să punem niște rafturi în care să ne putem pune produsele cu care ne spălăm, peria de păr, gelul de duș și vom merge din nou la mobila pentru dormitor și vom lua câteva rafturi. Haideți să vedem pe care să le luăm. Asta mi se pare cât de cam mare. Vom lua unul mai micuț. E acesta. Și acum ne întoarcem la baie și hai să ne alegem produsele de îngrijire. Ce ne putem alege? Fionul, o să-l punem aici. Peria de păr. Ce obiecte mai țineți voi în baie? Hârtie igienică, am uitat să o punem aici lângă toaletă. Nu știu exact, un suport de hârtie igienică nu avem. Să nu o lăsăm așa pe jos. A, uite aici. Hârtie în formă de bani. Wow, e prima dată când văd asta. Deci mi-am pus peria de păr, gelul de duș, săpunul, trusa de machiaj, un parfumel și perioada de dinți și baia e cam gata. Acum asta este baia mea. Nu știu ce părere aveți, scrieți acolo în comentarii. Dar hai să-i punem și un covoraș. Cred că ar arăta foarte bine și cu un covoraș. Covorașul ăsta ar merge bine ca covoraș de baie. Haideți să mai punem niște plante care să curgă de sus. Și cam așa este baia mea. Vom face acum sufrageria, pentru că nu avem un loc în care să stăm cu familia și cu prietenii în momentul în care vin în vizită. Îmi place foarte mult această canapea, arată foarte bine. Dar cu toate că îmi place mai mult asta verde, așa că o vom pune pe cea verde. Hai să punem plante. O să punem această plantă lângă. O să punem plante aici atârnate. Haideți să-i punem și un covor. Covoarele nu sunt atât de drăguțe, nu sunt neapărat pe gustul meu, dar cred că ăsta ar merge. O să punem și o lampă. Cred că asta ar merge foarte bine. Hai să punem niște lumânărele pe această măsuță și asta este sufrageria mea. Eu sper să vă placă. Acum vă voi face turul casei mele. Prima dată suntem la piscină, apoi intrăm în hol. Apoi mergem la bucătărie și acum îmi dau seama că bucătăria nu are plante și e inadmisibil. Cum am uitat să pun o plantă în bucătărie? Să nu fie ceva verdeață, ceva orice, cât de mic o să punem totuși. Trebuie să facem loc și plantelor în viața noastră. Și ar trebui să punem și perdea la geamul de la bucătărie. Arată destul de drăguț. Mai departe avem sufrageria, baia și asta este o cameră, nu știu ce va fi, camera copiilor. Scrieți în comentarii dacă vă place momentan casa pe care am decorat-o și cum ați fi făcut-o voi dacă ar fi fost a voastră și dacă vreți să facem episoade de roleplay aici. Noi ne revedem data viitoare. Pa!